Salutare tuturor! Salutare din nou! Așa cum am promis ieri în videoul pe care l-am postat, astăzi continuăm seria învățăturilor legate de bani și călătorii. Dacă în videoul trecut am prezentat 4 modalități sigure care să vă ajute să aveți un venit constant de la distanță și care să vă ajute să vă îndepliniți visul de a călători full-time sau care să vă ajute să deveniți independenți financiar, da, astăzi o să vă învățăm, odată ce v-ați deschis vlogul sau blogul de travel, să câștigați bani frumoși. Le-aș numi surse adiționale de venit atunci când călătorești full-time. Ce poți face tu ca să-ți rotunjești veniturile sau să adaugi bani la bugetul tău de călătorie? Ce am uitat să menționez în videoul trecut este faptul că atunci când te hotărăști să pleci la drum, e foarte important să ai un buget bine stabilit. Altfel este foarte simplu să te pierzi, să cheltuiești fără măsură, da, toți banii și să te întorci mai repede acasă. Să rămâi undeva blocat sau să te întorci. Asta e cel mai mare risc, e să revii mai repede acasă cu luni bune. Da. De aceea este foarte, foarte important să fii cât se poate de ancorat în bugetul tău, în realitate și dacă se poate să îți înregistrezi cheltuielile. Noi asta facem de un an și jumătate. Avem o aplicație, atenție, nu este reclamă plătită, am spus de nenumărate ori, dar mi se pare modalitatea foarte extraordinară utilă de a ține în frâu cheltuielile zilnice. Exact, se numește Travel Spend, o găsiți în App Store și în Google Play. Acolo înregistrăm fiecare bănuț pe care îl cheltuim și în felul acesta știm câți bani am cheltuit 11 luni în Asia. Am știut să vă prezentăm și vouă în videourile pe care le-am postat deja și în mod sigur vă vom prezenta și de acum înainte tot ceea ce cheltuim. Mi se pare foarte, foarte util ca cineva care acum urmărește acest video și are în plan această idee. Avem o pasăre care face gălăgie. Gata, s-a oprit? Nu. Oricum se aude că Ion... Ai fi surprinsă. E sună subțire și imediat îl tragi. Misiunea pasărea. Faza e că se poate sunete diferite. Nu a reușit să gunim pasărea asta. E fericită că a venit vara aici, în Oak Hills. Da, ne cerem scuze dacă se aude pe fundal, dar... E foarte happy, se pare. Mie îmi place sunetul, dar nu știu cum se aude. Și vouă, cu siguranță. Da. Începusem să spun faptul că dacă urmărești acest video și ești pe canapea, intenționezi să călătorești, să pleci în călătoria visurilor tale, este foarte important să știi care sunt costurile, ce te așteaptă. Și de aceea noi prezentăm, după fiecare călătorie, prezentăm bugetul nostru, ca în felul acesta tu să-ți faci o idee. Sigur că nevoile diferă de la individ la individ, costurile diferă de la o țară la alta și... Măcar vă puteți face o idee cu ceea ce presupune o astfel de experiență pe termen lung. Întotdeauna se poate mai mult și întotdeauna se poate mai puțin. Noi suntem genul de oameni care nu facem compromisuri foarte mari, dar suntem foarte adaptabili și mergem întotdeauna pe varianta medie a călătorilor. Nu mergem în zona de luxury, încă dar nici probabil în zona că vom... foarte low. Așadar, e foarte important să știi ce primești la $20 în Bali, spre exemplu, ce primești pentru $5 în Kuala Lumpur sau $1. Am mâncat cu $1 atunci, dacă ți-amintești, în Kuala Lumpur. Da. Și multe alte exemple de genul acesta. Avem foarte multe videouri după fiecare țară pe care am vizitat-o. Noi am postat câte un video, câți bani ai cheltuit acolo. Le găsiți dacă dați un search și... sau le punem în descriere? Cred că playlistul se numește Buget de călătorie. Dar ne puteți scrie sau ne puteți lăsa în comentarii și cu siguranță vom veni noi cu informații suplimentare. Florin a venit și încearcă să doboare pasărea. Și am încercat, am avut o tentativă. N-am reușit. Dar las, cântă frumos. Așadar, începem cu prima sursă adițională de venit, și anume reclamele de pe YouTube, AdSense-ul, mai bine zis. Ceea ce înseamnă că tu poți să câștigi niște bani în funcție de afișele pe care le faci pe această platformă. CPM-ul, adică cost per mile, diferă de la o țară la alta. De exemplu, nu știu, în România este $1.20, iar în Statele Unite $7.50. Da, depinde foarte mult de zona geografică în care se află audiența ta. Dacă ai vloguri în engleză, poți câștiga mai mulți bani decât dacă ai vloguri în română, pentru că probabilitatea ca cineva dintr-o țară mult mai dezvoltată față de România să-ți vadă clipul și automat o să apară niște reclame care o să-ți genereze niște bani. Ideea de a crește un canal de YouTube este destul de greoaie, dar nu imposibilă. Ce recomand eu tuturor celor care ne scriu și doresc să facă același pas ca și noi este acela de a fi autentici. Încercați să fiți autentici, să veniți cu ceva nou care să vă reprezinte în mod firesc și atunci cu siguranță veți avea succes. Sunt foarte multe canale care au început după noi și care s-au dovedit de a fi un real succes pentru că oamenii apreciază autenticitatea, naturalezea ta și te simt ca individ. Corect.
Noi am început să câștigăm, nici nu mai știu după câta lună, pentru că noi am crescut destul de greu în primele luni pe YouTube. Bine, nici nu am făcut mari eforturi, cred că am luat-o mai mult ca o relaxare, ca o vacanță, da. Ne-am bucurat mai mult de experiențe. Am filmat foarte mult, să nu ne înțelegeți că zilnic. Am stat, dar am filmat zilnic, dar nu am editat și nu am postat. Am postat destul de rar, cred că o dată pe săptămână, ceea ce este o greșeală. O greșeală, da, tu trebuie să fii constant, ar fi ideal să postezi aproape zilnic sau de mai multe ori pe zi, dacă îți permiți, îți permite timpul și energia. Da, ideea e nici să nu plictisești audiența, cred că minimul este de un vlog pe zi, unul la două zile, iarăși este, mi se pare, o variantă extraordinară, pentru că în felul acesta oamenilor li se face dor de tine, nu știu, zic și eu. Plus că trebuie, atunci când postezi ceva, chiar trebuie să fie ceva relevant, adică să nu plictisești omul sau să postezi doar că trebuie să postezi. Da, noi am crescut într-un an și 4 luni la 60.000 de subscriberi, suntem super fericiți. Da, vă mulțumim tuturor. Este o cifră neașteptată, sincer, n-am fi crezut că o să ajungem aici. Suntem extrem de recunoscători, vă mulțumim că ne urmăriți vlogurile și succesul nostru este datorat vouă. Nici de cum noi nu am fi existat aici în punctul acesta dacă voi nu ne-ați fi dat credit și nu ați fi crezut în noi și nu ne-ați fi susținut, încurajat și apreciat. Vă mulțumim mult. Ca să poți monetiza un canal de YouTube, ai nevoie de 1000 de abonați și 4000 de ore de vizualizări. Da. Noi am început să câștigăm bani din YouTube, cred că după primele 3 luni, în care am postat, așa cum am spus și eu, într-o relaxare totală. Nu am fost foarte consecvenți, dar banii au venit, au fost foarte puțini, cred foarte că veneau puțin. $20 pe lună, au fost multe luni, cred că mai bine de 6 luni în care am câștigat $20 pe lună, după care odată ce audiența crește, numărul de vizualizări, automat și veniturile sunt mult mai mari. Cred că o media noastră se situează undeva la $1000 pe lună. Cam așa, da. Cam așa, cam acolo ne situăm, plus, minus, depinde foarte mult de lună, depinde de bine, audiență. Acum sunt mai puțin bani pentru că situația economică e de așa natură. S-a dus în jos, s-au dus și vizualizările pentru noi și câștigurile, dar nu-i nimic, suntem optimiști, nu ne pierdem niciodată optimismul, asta e regulă. Da, deci o sursă de venit sunt reclamele YouTube. Trecem mai departe, dacă ai un cont de Facebook și de Instagram, să știi că poți demara campanii pentru anumite branduri. Poți promova anumite produse, anumite servicii contra cost, bineînțeles. Unui tarif, bineînțeles, pe care îl stabilești în funcție de audiența ta. Cu cât audiența este mai mare, dacă ai, nu știu, 10.000, 20.000 sau 100.000 de followers pe Instagram, sigur că tariful diferă și atunci poți câștiga o sumă destul de importantă de bani. Dar este un venit care nu-ți poate acoperi decât o mică, mică parte din cheltuieli. O altă metodă de a face bani este acela de advertoriale pe site, adică reclame, articole plătite, care sunt de obicei marcate cu litera P, dacă ați văzut voi pe alte site-uri, acele sunt niște advertoriale. Și la fel, se plătesc în funcție de... În funcție de vizualizări, în funcție de publicul tău, de vârstă, de anumite, nu știu... Caracteristici, da. Poți genera venituri din advertoriale, bineînțeles, dacă ai un blog sau un site care să fie adițional vlogului de pe YouTube. Trecem mai departe. Noi facem asta destul de rar, aș spune, pentru că noi am crescut un site de la zero într-un an și jumătate și atunci audiența noastră este într-o continuă creștere, dar campaniile încep să vină. Apoi puteți să faceți anumite parteneriate cu hoteluri și restaurante. Da, puteți obține discounturi. Puteți obține mese gratuite, puteți obține nopți de cazare gratuite, puteți obține tot felul de beneficii sau acces la anumite facilități contra unui serviciu. De exemplu, promovare într-un video sau promovare într-un articol sau o serie de fotografii pe care hotelul sau restaurantul respectiv să le poată folosi în interes propriu. Sau toate acestea la un loc contra unui serviciu și a unui câștig pentru ambele părți. Puteți trimite mail-uri la hoteluri din întreaga lume, noi am făcut asta, am și stat gratuit în anumite locații, câte 7 nopți, câte 5 nopți, depinde foarte mult de ceea ce oferiți și... Aici putem să dăm un exemplu, bineînțeles, e experiența din Cambodgia, din Phnom Penh, atunci când am stat gratuit, putem spune, la hotelul Garden City.
Da. Practic, la momentul acela aveam 50 de abonați. Țin minte și acum momentul, pentru că apare și în video-ul nostru momentul acela. 50 de abonați. Eram în Phnom Penh, eram foarte dezamăgiți de oraș, pentru că nu era tocmai pe gustul nostru. Eram la începutul călătoriei, aveam o lună și jumătate. Venea Crăciunul, eram depresiv și am zis că nu se poate, trebuie să schimbăm locul, trebuie să facem ceva, să ne simțim și noi bine, să intrăm în starea de sărbătoare. Am trimis, cred că, 5 mail-uri la 5 hoteluri, am luat cele mai bine cotate hoteluri din Phnom Penh, am trimis mail-uri, am scris ce putem noi oferi la momentul acela. Am primit răspuns de la 3, cred, 2 nu mi-au răspuns. 2 din cele 3 răspunsuri au fost de refuz, din păcate nu fac astfel de colaborări. Iar sau erau pline, sau da, nu aveau camere era disponibile. Zona, da, era perioada sărbătorilor și erau pline. Iar unul dintre ele suna ceva de genul, ok, sunt deschis la o astfel de colaborare, hai să ne vedem mâine. Adică și Garden City. Garden City Hotel semna GM-ul, adică general manager. Nu se poate, prima noastră colaborare, eram la început, aveam niște... Am luat un tuk-tuk. Și am mers la un hotel de 5 stele cu tuk-tuk-ul. Da. Și am fost pe placul managerului, deși eram ca cifre praf, nu aveam nimic. Deci pe nu Instagram aveam nimic. Aveam 200 pe Instagram, cât aveam. Acum avem 27.000, adică am reușit, am fost naturale, am fost foarte cât se poate de vulnerabile. Am spus că suntem la începutul călătoriei, că nu știu, ne dăm peste cap să facem lucrurile cât se poate de bine. Și așa am obținut, eu am cerut double room în mail. În momentul în care ne-a prezentat hotelul, pentru că ne-a făcut un tur al hotelului în prima zi, am fost ca niște mici vedete acolo, am vizitat toate tipurile de camere, de lux, standard și executive suite. Și în momentul în care am văzut executive suite-ul, am fost foarte natural și am zis, aici vreau, cât de frumos arată. Eram toată extrem de fericită pentru că nu mai fusesem într-un hotel de 5 stele, atât de luxury și, în fine, arăta foarte bine. Na. Domnul Michael a fost drăguț. Este prietenul nostru în continuare, chiar zilele trecute am vorbit cu el și este un om extraordinar, cred că are undeva la 60-70 de ani. Și este din Singapore, deloc. Este tatăl nostru de acolo din Asia. Este omul în care ne veghează. O familie, oricum. Da, păcat că n-am putut să-l prezentăm la vremea aceea, că nu eram foarte siguri pe noi în ceea ce privește interviurile. Și așa am obținut din 3 nopți cât cerusem eu un mail, 7 nopți. Am avut totul inclus, mesele de Crăciun. Intrați să vedeți videoul. La vremea aceea nu știam cum să facem videoul, l-am făcut. Da, e mai prost așa pe genunchi făcut. În modul nostru natural, dar am stat 7 nopți, am petrecut Crăciunul, a fost un Crăciun extraordinar, memorabil. Nici nu știu dacă o să mai trăim asta vreodată. Am avut parte de tot felul de surprize, de beneficii. Cine romantică pe la piscină. Am fost la spa, ne-am răsfățat cu lecții de golf. A fost cred că cea mai luxury experiență de până acum. Și da, aveam 50 de abonați, aveam 200 de followers pe Instagram și cred că pe Facebook aveam mai mulți, cred că aveam peste 1000. Dar am reușit să facem asta. Dar a fost o muncă foarte, foarte grea în spate. N-a fost ușor. Pentru că la sfârșit am livrat ceea ce am promis, adică foarte multe poze, foarte multe videouri pe care să le folosească ei pe rețelele de socializare. Am continuat această serie de colaborări. Deci se poate. Se de asta poate. Suntem exemple vii, că se poate, se dați poate. Mail-uri, propuneți-le un serviciu și cu siguranță... Negociați, vă întâlniți, stabiliți, totul depinde de voi și de modul în care reușiți să vă vindeți. Deci puteți face asta și puteți economisi bani frumoși pe cazare, mâncare sau orice alte tipuri de activități. 2-2-2. Haideți că am schimbat puțin cadrul pentru că ne bătea soarele în ochi. Dar mie încă îmi bate, să știi. Las că ne descurcăm și așa. Ne descurcăm, da. Așa, următoarea opțiune de a face bani ca și călător full-time, ca și travel vlogger, este aceea de afiliere. Te poți asocia cu anumite branduri, cu anumite servicii, cu anumite facilități, beneficii, iar în momentul în care o persoană care te urmărește pe rețelele sociale, fie că este YouTube, Instagram sau Facebook, achiziționează acel produs sau acel serviciu, tu beneficiezi de un anumit procent din vânzare. Așadar, este o sursă de venit pe care puteți să o luați în calcul. Am încercat asta noi? Nu prea. Noi nu prea am apelat la acest serviciu, dar cu siguranță o să o luăm în considerare în viitor. Pentru că este foarte important atunci când călătorești să ai cât mai multe surse de venit. Nu e de ajuns să ai o singură sursă, să nu te bazezi pe YouTube, pe advertoriale sau ce am spus noi mai devreme. Sau... Sunt surse adiționale. Tot ce prezentăm noi acum sunt adiționale, pentru că trebuie să ai un venit sigur sau să ai niște economii
foarte, foarte mari. Advertorialele vin odată pe lună, nu știu, dau un exemplu. Dacă ai câteva sute de mii de subscriberi, poți sta liniștit și poți să nu-ți faci griji pentru ziua de mâine. Dar noi spunem asta din privința unui începător și trebuie să luați în calcul toate aceste aspecte. Am mers pe ideea de Airbnb, dar este o afiliere pe care o poate face oricine, nu e neapărat... Nevoie să fii influencer. Influencer, sau... da. Dar atunci când ești influencer sau ai o comunitate care te urmărește, atunci vă dați seama că și bonusurile sunt mai mari. O altă modalitate de a produce bani este aceea de a face, de a ține anumite workshop-uri, ceea ce înseamnă, nu știu, să vinzi anumite cursuri, anumite prezentări, anumite... Da. Nu știu, vă faceți niște preseturi de pe, pentru Instagram? Vinzi ceva online, nu vinzi altceva decât ai vinde pe Amazon. De obicei sau serviciile care te reprezintă? Sau informații, că vinzi un curs, vinzi un workshop, îl înveți pe om cum să călătorească. Uite ce facem noi acum. Cum să facă fotografii, cum să filmeze, cum să vorbească, da. Ceea ce facem noi acum poate fi considerat un workshop și... Am putea să-l detaliem, bineînțeles, și să intrăm în mai multe detalii, dar genul acesta de informație pe care, nu știu, un om ar putea să o cumpere de la tine. Ce abilități ai, ce știi tu să vinzi, ce știi să... care sunt informațiile pe care le deții și vrei să le dai mai departe contra unei sume de bani. Ce e la tine? Așa e. Un ultim punct este acela de a organiza grupuri de călătorie, dar acest lucru îl faci atunci când deja ai vizitat anumite țări, un număr de țări, deja ești familiarizat, da, cu ideea de a călători, dar acest serviciu îți poate rotunji veniturile cu siguranță. Și trebuie să ai o anumită disponibilitate pentru a face lucrul acesta. Cunosc foarte multe persoane care fac asta, care fac strict asta și câștigă sume frumoase de bani. Dar depinde acum foarte mult, vezi că, de ce spun că asta este o sursă adițională, pentru că în momentul de față, de exemplu, deja sunt atâtea luni de când nu mai putem călători și de când restricțiile sunt peste tot în lume, și atunci e bine ca aceasta să fie o sursă adițională, să o faci așa. Din când în când, o dată pe lună, o dată la câteva luni, cât să nu fie sursa principală de venit. Ideea este că pentru acest tip de serviciu trebuie să ai o responsabilitate uriașă, trebuie să ai grijă de acei oameni, trebuie să-ți pese de ei, trebuie să te trezești atunci când se trezesc ei, tu ești până la urmă ca un ghid. Uite, de exemplu, noi nu am putut face asta încă, nu știu de ce, simțim că nu avem atât de mult de oferit încă, probabil că în timp experiența își va spune cuvântul și apoi trebuie să ai tot timpul energia asta. Noi nu suntem foarte energici de fel, suntem așa mai în ritmul nostru și atunci poate că nu se potrivește oricui acest tip de activitate. Și mai am eu acum una, apropo că mi-a venit acum. O altă sursă de venit este aceea de a pune la dispoziția agențiilor de turism anumitor site-uri de profil, fotografii și videouri pe care tu le-ai realizat în călătoria ta. Sunt anumite platforme de stock, cum ar fi Shutterstock, unde îți încarci videourile, pozele tale, iar cineva poate să le cumpere dacă are nevoie de ele. Sper că ați observat cum îi bate soarele lui Ion aici. Da, mă încălzește. Cam acestea sunt sursele pe care noi vi le propunem ca și adiție la veniturile constante sau la economiile pe care le aveți deja pentru a călători full-time. Repetăm, noi nu suntem cei mai experimentați călători, dar cred că în momentul în care am pornit cu zero experiență pe zona de creare de conținut, cu zero experiență și cu o frică uriașă de a vorbi în fața unei camere, cu o frică de expunere și mai mare și de necunoscut, nu mai zic, atunci cred că suntem în măsură să oferim câteva sfaturi, pentru că dacă noi am reușit să facem asta, suntem convinși că și tu vei reuși să faci lucrul acesta. Am mai spus, de felul meu sunt o fire foarte timidă, foarte anxioasă, foarte introvertită. Ion este opusul meu. Cu toate acestea reușim să ne completăm în acest proiect de travel și să oferim oamenilor experiența noastră așa cum este ea, autentică, reală, și să arătăm cât de mult ne place ceea ce facem. Am mai spus, eu nu vorbesc atât de mult în viața reală, dar îmi place foarte mult să împărtășesc cu voi, pentru că simt că primesc foarte multe de la voi și atunci vreau să ofer și să ajut oamenii să-și urmeze visurile. Asta este misiunea mea în momentul ăsta, nu știu de ce, dar simt că vreau să ajut și să fac o diferență. Pe mine m-ar fi ajutat foarte mult genul acesta de videouri atunci când eram corporatist și visam să călătoresc, visam să văd lumea. E important să știi pe ce să pui mâna atunci când vrei să-ți realizezi acest vis. Ion. E o glumă din interior. Da. E important să ai un
minim de informații și sperăm că noi am fost de ajutor în videoul de astăzi și în videoul trecut și o să continuăm cu alte videouri care te vor ajuta să îți îndeplinești visul de a călători, bineînțeles dacă există, că nu toată lumea visează să călătorească. Avem visuri diferite și atunci asta ne face și mai frumos. Pasiuni diferite. Da. Mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi. Lăsați-ne în comentarii dacă am omis vreun aspect. E posibil să fie omis. Sau dacă aveți alte idei pe care le-am sărit noi. E posibil să fi sărit anumite aspecte. Lăsați-le în comentarii, scrieți-ne mesaje private pe Instagram, Facebook, dați-ne follow. Și un like la acest video. Un share dacă se poate. Și ne vedem data viitoare cu un alt video despre călătoriile noastre prin America. V-am pupat. Pupăm și mulțumim că ne-ați urmărit.